Așa, să începem. Vă vedeți ce fac. Sunt la bancă, nu? La revedere. Bine. Să aude acum? Salut. Bună seara. Bună seara, salut. Tu ești cine? Florin. Florin de la Giurgiu, nu? Da. Păi, dar ai mult că mă așteaptă și la Bistrița. Două limite. Hai să le rezolv și pe tine. Și până să intri... Mai nu, n-am avut timp nici cum. Dacă ai una tot ca tâmpenia aceea, lasă-mă. Da. Auzi, n-am avut timp deloc, că eu sunt foarte tare stresat și cu agricultură. Sigur, în mod sigur, e dificil. Dar n-am avut timp să mă uit că abia reușesc să ajung la lecții. Așa, da. Ai fost șmecher ca de fiecare dată, ai intervenit repede. Da. Ai aflat că sunt bați cei de la Bistrița ca să intri. Și... Nu? Păi acolo e un grup de colegi la clasa 10-a presia. Ei și vor să intervină pentru temă. Hai să vedem repede despre ce e vorba. Te rog. Limită pentru x tind de la 0 din ax minus sinus de ax totul supra x la 3 egal cu cine, da? Da. A ori x ori sinus de ax supra x la 3. Printr-un x aș putea să simplific asta, nu? Dar nu, că e A ori A argument, sin de AX e argument. Bun, dar acolo e sin de AX ca argument. E dificilă. E dificilă pentru că aș scoate un AX în factor forțat. Deci, limită, hai să vedem, pentru X din de la 0, din 1... Sigur. Deci AX pe lângă 1 minus sinus de AX supra AX, da? Și supra X la 3-a. X-ul se duce și egal cu limită pentru X tind de la 0 din 1 minus sinus de AX supra AX și totul supra X pătrat. Altă șmecherie, să vedem așa. Este și au de aici, au aici, da? Așa. Au este pus în față, sigur că da. Practic aici aș avea așa, dacă AX notăm cu un T, argumentul ar fi că X minus argumentul său, nu? Da. Deci aș avea, dacă notăm. AX egal cu un T. Când X-ul tinde la 0, înseamnă T tinde la 0. Da. Și atunci noua limită va fi așa, limită pentru t tind de la 0, din t minus sin de t, t minus sin de t, supra x la a treia, dar în loc de x la a treia, înseamnă t la a treia pe a la a treia. Da. A la a treia se duce la numărător și este chiar în față, că e constantă, iar la a treia limită pentru t tind de la 0, din t minus sin de t, totul supra t la a treia. Și egal cu. Uite, tu ești acum la derivate, da? Da. O să facem cât de repede L'Hôpital. Asta nu e din temă. Este un pic limita asta mai în față. Și ca... Poftim? N-ai făcut L'Hôpital, dar ți-o dat-o la clasă? Pe asta sau găsit o trucă? Da, aha. Da.
atunci e mai complicată povestea. Mă gândeam la spital și aici ieșea foarte repede. Am crezut că ai luat-o de undeva? Nu. E ca temă. Cum să, ce artificiu să-i fac eu aici ca să meargă? Dacă plini cu T plus sin de T, tot n-am făcut nicio afacere. E T pătrat minus sin pătrat. Hai să vedem. Scot în factor, nu mă duc tot nedeterminare, sunt T pe T aceea, în sfârșit. N-ai încercat să zici așa? Să rotăm T egal cu... Nu, T minus sin de T egal cu o altă variabilă V. Dar ce se aplică aici? Ca să iese T-ul, că T-ul e legat cu sinusul, e argumentul sinusului, e complicat. Să aplic egalității acesteia un arc sin. Ia să vedem ce are și. Deci, după notația asta, cum T-ul tinde la 0, V-ul tinde la 0. V-ul tinde la 0. Și atunci, eu arăt că e legat T sin de T. Să-i fie aplicat. Era 1 minus sin de T, era formula asta. Bun. 1 minus sin de T, aplicam acolo. Pe nu poate fi o întâmplă acolo. Nu, nu, n-am cum să mă duc. 1 minus sin T pătrat minus sin pătrat. N-am cum să lucrez cu sin pătrat acolo. Și dacă aș aplica, cum spuneai tu, conjugata, putem pătra minus sin pătrat, sin pătrat de ceva, 1 minus cos de... Tot nu merge. Ce artificiu? E vorba de un artificiu. Deci la lecția de zi la derivate, acum limita asta. Am făcut derivate, dar ne mai dat limite din urmă, ca temă. Și nu văd, la spital nu vă dat, nu? Nu. Aici, hai să terminăm varianta la spital. Deci când ești într-o situație dificilă, cum suntem noi aici, după ce am făcut schimbarea de variabilă, eu asta... Eu metoda de asta, o să termin acum și o să vedem care e limita și de la limita respectiv. Cât? Hai să terminăm și noi, să vedem cu L'Hôpital, să vedem ce ne vine în minte. Deci derivata de sus pe derivata de jos, da? Și asta a zis și L'Hôpital, când ești necăjit, cum suntem noi acum, și tu ești... Derivata de sus pe derivata de jos. Deci continui făcând derivata de sus pe derivata de jos, asta înseamnă limită pentru T tinde la 0, din derivata de sus 1, minus derivata lui sin este cos de T supra 3T pătrat. Și egal mai departe cu limită, cu ala a treia, limită pentru T tinde la 0 din, uite că 1 minus cos e 2 sin pătrat de jumătate, 2 sin pătrat de jumătate a lui T, adică din T pe 2. Da? Păi, o să... Din deducerea aceea. Altfel spus, înmulțim cu conjugata. Uite, hai să te iau așa. Cu conjugata lui 1 minus cos, care face 1 minus cos pătrat de T, supra 3T pătrat, pe lângă 1 plus cos de T. Da. Și egal cu A la 3A, limită pentru X T tinde la 0 din 1 minus cos pătrat face sin pătrat de T supra 1 și cu 1 aici face 2, deci 2 ori 3, 6
este pătrat, da? 6 de pătrat. Și sinusul pe argumentul său este aranjat aici, face 1. Și face ala a treia pe 6. Da? Dar de unde e 6 de pătrat? Cum? Păi nu vine așa? 3-ul, ai văzut 3-ul la derivată? Și 1 și cu 1 face 2. 1 și cu la cos din 0. Cos din 0 nu face 1? Da, da, da. 2, da? 2, 3, 6. Și sin pătrat de t pe t pătrat este 1, limită fundamentală. Da. Și-o face la 3 pe 6. Nu am timp să mai gândesc, este vorba de un artificiu de calcul. Ai văzut o primă variantă aici. În loc de L'Hôpital acolo, trebuie să fie limita lui f de x minus f de x0 supra x minus x0. Adică să nu spui că faci derivata de sus pe derivata de jos, fă varianta asta. Deci, în loc să spui că fac derivata lui t minus sin de t, o gândim pe asta ca f de t egal cu t minus sin de t. Da? Și atunci vă zici că faci limita raportului incrementar. Limită pentru t tinzând la 0 din f de t minus f de 0, da? F de 0 supra t minus 0. Ăsta ar fi artificiu. Și supra de desubt, derivata lui t la a treia. T la a treia minus 0 supra t. Adică, ia să vedem cum va veni. Limită pentru t tind de la 0 din f de t era t minus sin de t minus f de 0 face 0 supra t și supra t la a treia supra t. Aha. Și așa. F de t minus f de t0 supra t minus 0. Și face t la a doua. Și asta e tocmai derivata de sus, care înseamnă 1 minus cos de t. Nu, la limita asta face. 1 minus cos de t. Și îți rămâne supra. De ce trebuie să-mi dea 3 t pătrat și dă t la 3 aici? F de t minus f de t 0. Deci derivata de sus pe derivata de jos. Am obosit. Dar tocmai te-am trimis spre ideea că n-ai vrut să-mi spui L'Hôpital, n-ai vrut să fii de acord cu L'Hôpital, că zici că nu știi. Și atunci, cum eu am zis, derivata de sus pe derivata de jos, în loc să spun că fac derivata, zic artificiu a ceea ce înseamnă derivata. F de t minus f de t0 supra t minus t0, nu? În cazul nostru, t0 fiind 0. Și la fel și derivata de jos. Eu mă gândeam că am văzut acolo x la 3-a, la dezvoltare serie. La x la a treia? T la a treia aceea? Da. Așa. Poate să fie și acolo. Nu am timp. Haideți să mă așteaptă ăștia dincolo. Nu am. Nu, gata, nu mai fac niciuna. Gata. Mă așteaptă. Te crede-mă, Florin. Florine, gata, o faci singur. Înțelege? Mă așteaptă băieții aceia și sunt cei care mi-au făcut și traducerea la filmulețul acela în engleză. Crede-mă, nu-l pot reprezi. Nu pot să spun, nu mai fac. E un grup acolo, vreo 2-3 colegi, mă așteaptă. Fii și tu, înțelegător. Da. Da? Bine. Bun. La revedere, seară bună. Hai, Raul. Ți-a luat-o. Alo. Thank you.
Alo? Alo? Așa. Alo? Mă auzi? Raul, mă auzi? Da. Hai, că Florin a intervenit, ai văzut ce mi-a făcut. Nu scăpam de el. Asta e figură mare. Așa, de la geometria analitică? La ce ești tu? De se dau dreptele. Da. Y egal cu X, da. Și dedesubt de altă dreaptă, asta de 1 și de 2, de 2, cea de-a doua dreaptă, Y egal cu minus X. Da. Așa. Și feta și punctul A de coordonate 4-5. A mare de coordonate 4-5. Și să determinăm un punct pe dreapta D, astfel încât A, B să fie inconștient cu fața AB. Deci să se determine B, de ce coordonate X și Y nu le știi, așa încât B să aparține dreptei care? Păi să era că... Pe dreapta D, de 1, de 2, cum le-am notat aici. Uite-te la tablă. Știi ce? Sunt un pic necăjit că vorbesc de aceeași dreaptă, D. Vezi? Punctul A mare. Noi, dacă facem reprezentarea, uite-te, Raul, Y egal cu X este prima bisectoare. Da? Y egal cu X este prima bisectoare. Asta este. Y egal cu X. Și Y egal cu minus X este cea de-a doua bisectoare. Da? Y egal cu minus X. Ele sunt drepte diferite. Deci este impropriu spus fie dreapta D egal cu care de ecuație Y egal cu X, adică asta D, și tot aceeași dreaptă D, Y egal cu minus X nu se poate. E o altă dreaptă asta. De ce am notat cu D1 și... Păi, atunci așa trebuie să văzut. Eu am notat de 1 și de 2 pentru că știam că sunt două drepte diferite. Punctul O îl văd aici, de coordonate 0, 0. Punctul A de coordonate 4 și 5, X-ul e 4, 1, 2, 3, 4 și Y cu 5, 1, 2, 3, 4, 5. Duc paralele, da? Și 1, 2, 3, 4, 5, trebuie să am aceeași unitate de măsură. Vezi că nu mă duc, dacă nu respect unitatea de măsură, nu se reprezintă cum trebuie și iată, în loc să mă duc deasupra, că X-ul e mai mic decât Y, cu Y cu 5 și X-ul e 4. Deci ăsta este punctul de coordonate 4 și 5. A mare. Ei, eu trebuie să găsesc punctul B, situat pe care din cele două drepte, astfel încât triunghiul să fie isoscel cu baza AB, cu vârful 9. Cu vârful în O. În O. Dacă le iau pe dreapta D, pe aici undeva, pe B, de coordonate, nu știu eu, alfa și beta, hai să zic. Alfa, beta, el să fie așa fel, pe dreapta asta, încât triunghiul care se formează
O, A, B, să fie triunghisor cel cu vârful un om. Da. Ei bine, hai să acceptăm că, mă rog, e vorba de punctul B pe prima dreaptă. Pe dreapta de ecuație Y egal cu X, da? Nu înțeleg ce a mai fost dată dreapta Y egal cu minus X. Mai ai ceva din spus mai departe? Am înțeles. Deci erau... Așa. Bun. E perfect. Așa. În prima variantă, B-ul pe prima dreaptă și varianta cealaltă, D-ul pe Y egal cu minus X pentru situația cealaltă, pentru numărul respectiv. Acum hai să o facem, bă, gata problema. Deci, în clipa de față, B de coordonate alfa și beta de pe prima dreaptă înseamnă că fiind pe dreaptă verifică ecuația dreptei. Și care este relația? Y egal cu X. Adică alfa egal cu beta. Da? Deci relația este că coordonatele vor fi alfa respectiv alfa. Dacă Y egal cu alfa. Iar Y egal cu X. Uite, am scris ecuația. Are Y egal cu X. Și fiindcă B e pe dreapta asta, înseamnă că Y-ul egal cu alfa. Așa zic, B de coordonate alfa alfa. Și ca să fie triunghi isoscel, distanța OA trebuie să fie egal cu OB. Deci triunghiul, hai să zicem, triunghiul OAB isoscel cu baza AB. Dacă și numai dacă, OA e egal cu OB. Și atunci, aflând lungimea lui OA, deci în coordonată lui O. Exact. Vorbește tu, condumă. Condumă. OA e egal cu radical din... Egal cu radical din 4 minus 0 tot la 2. Da. Plus 5 minus 0 tot la 2. Da. Care e egal cu radical din 6.0. Da. Perfect. Da, 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 da. Deci egal cu? Egal cu alfa pătrat plus alfa pătrat și radical din așa. Și egal cu radical din 2 alfa pătrat. Da. Și egal cu alfa radical din 2, da? Da, și alfa pătrat egal cu... alfa va fi egal cu plus minus cele două variante. Plus minus radical din... din 41 pe 2, da? Deci asta, dacă așa au fost date coordonatele, răspunsul B ăsta este fie aici, fie în varianta cealaltă când îl văd simetricul. Minus alfa, minus radical din 41, minus 41 pe 2. Da? Deci ori aici, ori pe partea asta altă. Și triunghi tot isoscel. Și te rog. Te rog, te rog, te rog. Pentru tine am tot timpul din lume. Știi de ce? Da? Da. A de coordonate? Minus 1, 3. Da. Coordonate 2, 4. B de coordonate 2, 4. Și C de coordonate 1, minus 2. 1 și minus 2. Și zice, aflați coordonatele cineticului punctului B, față de C, B fiind centrul de greutate. Bun. Hai să reprezentăm în plan punctele acestea. Să vedem triunghiul, să vedem centrul de greutate, cum îl găsim, toate povestea. Da? Și până să vedem ce înseamnă simetric, tot ce e necesar. Așadar, pornim un sistem de axe
luăm un sistem în care să reprezentăm punctele. Deci, A din coordonate e minus 1 și 3. X-ul e minus 1 și Y-ul este 3. 1, 2, 3. Reprezint, ăsta e punctul A din coordonate minus 1 și 3. B de 2 și 4. X-ul e 2, 1, 4. Ăsta este punctul B de 2 și 4 și C-ul de 1 și minus 2. X-ul e 1 și Y-ul este minus 2. 1, 2, minus 2. C de coordonate, 1 și minus 2. Ia naștere triunghiul ABC. Ce este centrul de greutate? Intersecția medianelor. Așa, da. O să scrim mediana, să spunem BB1, adică mijlocul lui AC, îl căutăm. Da? Coordonate lui mijlocul lui AC, X și I adunați pe 2. X-ul e 0 și Y-ul e 0 și Y-ul este 1 pe 2. Deci pe aici undeva. Deci X-ul e 0. Ai, că n-am dus eu bine dreapta asta. Deci n-am reprezentat foarte bine. Trebuia să treacă prin, pe la mijlocul. Aici este punctul de coordonate, mijlocul, cum am zis noi, B1 de coordonate. 0 și 1 pe 2, da? Și acum am văzut pe BB1. Se scrie ecuația dreptei care trece prin cele două puncte. BB1, da? BB1. Am B de coordonate 2, 4. B1 de coordonate 0 și 1 pe 2. Și scrie ecuația dreptă încă să se dau două puncte. Sub formă de determinate, cel mai ușor. Știi ce? Mai întâi trebuie să găsesc coordonatele lui G. Și iată că strategia mea este următoarea. Scrie ecuația dreptă BB1 a lui CC1. CC1, ele se intersectează în punctul G. Da? Deci, atenție, am nevoie de scrie, să scrie ecuația BB1, voi scrie și pe CC1, rezolv sistemul celor două drepte, sistemul format din ecuațiile celor două drepte, găsesc X-ul și Y-ul, care sunt coordonatele, de fapt, a lui G. Și după ce am găsit coordonatele lui G, atenție, găsesc coordonatele lui G, dar ai un pic răbdare, te rog, dacă eu am răbdare, fă-o și tu. Da? Hai să scriem ecuația dreptei BB1. Așa asta e. X, Y, 1. 2, 4, 1. Și 0, 1 pe 2, 1, da? Egal cu 0. Ecuația sub formă determinantă. N-ați făcut așa? Nu, n-am făcut așa. Atunci, au altă variantă. Cum scrieți ecuația unei drepte când cunoașteți coordonatele celor două puncte? Așa, bun, 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 bun. Vi s-a dat asta. Și atunci, X indice G este XA plus XB plus XC, totul pe 3, da? Și Y-ul lui G este YA plus YB plus YC, totul pe 3. De acord, de acord. Deci nu mai trebuie să iau mijloacele să mă chinui eu, pentru că tu îmi spui foarte repede, pe baza faptului că știu coordonatele ABC, știu X-ul lui G, Y-ul lui G, da? Da.
Pe 3, corect. Și hai să vedem. La aici, minus 1 plus 2 plus 1, cât face? Minus 1 plus 2 plus 1, pe 3, face 2 pe 3. Deci face 2 pe 3. Iar la Y, 3 plus 4, 7, minus 2. 5 pe 3. Bun, perfect. Deci G-ul are deodată 2 pe 3 și respectiv 5 pe 3. Bine, bine, Raul. Și acum, tu încerci simetricul, acum vorbește, că n-am fost atent. Simetricul cui? Punctului B, față de G. Punctului B, față de G. Adică, B, simetricul lui B față de G, înseamnă că mai merg de la G în continuare pe aceeași direcție, cu un segment lung, cât e de la B la G. Da? Deci, în simetricul este acest punct, hai să zicem, cum să zicem, B prim, B1 am mai notat odată, B1. Zi tu altfel, cum se numesc? B prim, de coordonate, A mic, B mic, așa încât BG, distanță BG, BG să fie egală cu G prim G. Sau altfel, G să fie la mijloc. Nu așa? Și atunci, coordonatele mijlocului cum se fac? Se adună. Semisuma coordonatele. Cel mai rapid așa ar fi. Deci, X-ul... Bun. X-ul lui G înseamnă așa. 2 plus A pe 2 și egal cu cât e dată? 2 pe 3. Nu 2A. Când vine acolo 6 plus 3A egal cu 4. 6 plus 3A egal cu 4. Adică 3A mic, 3A egal cu 4 minus 6 minus 2. A egal cu minus 2 pe 3, 4. La mine. E bine? Deci am zis odată, încă o dată. X-ul lui G este semisuma capetelor. Adică 2 pe 3 este 2 plus A pe 2, da? Da. Și de acolo e o relație ușor de văzut. Iar Y-ul lui G este Y 4 plus B, bine? Da, și egal cu 5 pe 3. Și de aici ar însemna 3 ori 4, 2 plus egal. Corect. B egal tot minus 2 pe 3. Deci acestea sunt coordonatele simetricului lui B față de G. Le-am aflat, A egal cu minus 2 pe 3 și B egal cu minus 2 pe 3. Eu mă duceam, îmi imaginam că tu ești la clasa 11 și ai chestiunile acelea cu determinant, cu ecuația drepte, dar tu ești abia la început acolo la geometria analitică, sunt niște noțiuni de început date acolo, nu? Mai ai un pic. Asta a fost, da? La prima chestiune a fost o simplă distanțele să fie egale, nu? O treabă simplă. Da. Și la al doilea cu simetric, cu ai șucat și că coordonatele centrului de greutate sunt acestea, X, G și Y, G. Da. Știute, date într-o formulă, ele se și demonstrează acolo cu vectorii aceia. Nu știu cum vi s-a făcut, vectorial vi s-a părut, nu? La clasă. Da, important este că așa trebuia făcut. Bine, Raul. Mă bucur că te-am auzit. Pentru puțin și când mai ai nevoie, sună-mă. De la ora 9 mă poți găsi. De fiecare dată, în fiecare zi. Bine. Da, bine. Mulțumesc frumos, Raul.
La revedere sau sănătate! Da, să oprim și noi lecția.